Județul Suceava va încheia pe 7 aprilie un protocol de colaborare cu provincia belgiană Luxemburg în cadrul unei vizite pe care o va efectua o delegație condusă de guvernatorul provinciei, Bernard Capraz. Președintele Consiliului Județean Cătălin Ioan Nechifor a declarat în cadrul unei conferințe de presă că are încredere în potențialul provinciei cu care se va înfrăți județul nostru, având capacități de dezvoltare similare cu Suceava. Eu am fost prezent în Luxemburg anul trecut, într-o delegație, ocazie cu care am văzut la fața locului și partea administrativă și partea legată de economia acelei regiuni. Vreau să vă spun că, din multe puncte de vedere, seamănă cu Suceava. Au foarte bine dezvoltat sectorul forestier, drept pentru care și în perioada 6 aprilie vom vizita câteva componente pe această industrie în Suceava. Și componenta turistică este importantă, dar și cea agricolă, pentru că la Libramont, care se află în această provincie, se organizează anual un târg de mari dimensiuni, un târg agrar, la care, la fel, și noi vrem să fim prezenți în cadrul acestui parteneriat și poate că în felul ăsta putem căpăta și experiența necesară încât să putem organiza astfel de târguri de asemenea amploare și la Suceava. Cătălin Nechifor a precizat că oaspeții vor fi însoțiți de ambasadorul Belgiei, Filip Beche, alături de care vor face și vizite în teritoriu la obiectivele de interes. Deplasarea delegației belgiene este rezultatul demersurilor Consiliului Județean de mai bine de un an de zile, iar oaspeții vor rămâne la Suceava în perioada 6-10 aprilie. Demararea protocolului de colaborare se va adăuga la celelalte 10 parteneriate semnate deja cu alte unități administrativ-teritoriale din lume. Luxemburg este o provincie valonă din Belgia, care ocupă o suprafață de 4.443 de kilometri pătrați, fiind cea mai întinsă provincie belgiană. Cu o populație de aproximativ un sfert de milion de locuitori, aceasta este însă cea mai puțin populată provincie.